Ребят, ați fi un video un pic mai tragic, nu la temă cu poliția, dar totuși consider fiind faptul că eu am o audiență destul de mare, vreau să vă arăt toate situațiile care se întâmplă prin Moldova, mai ales prin Chișinău. Tot vreau să țin pe voi la curent chestiile astea. Deci, pe data de 18 iulie, doi copii au fost electrocutați într-un parc. Polițist îmi spune că au fost curentate, că nu știu ce un stâlp. Eu nu puteam să înțeleg nici, eu așa, așa un șoc avem. Ei au căzut aici, în partea asta, în partea stângă a felinarului. Au căzut doi copii. Băiețelul era de sub, fetița era puțin deasupra. Într-un moment, salvarea se închide ușile, eu tot îi întreb, zic, copilul meu răsuflă, spuneți-mi cumva ceva, nimenică. Familia copilei de 10 ani care a murit după ce s-a electrocutat în parcul Cuza Vodă din sectorul botanic al capitalei cere dreptate. Amintim că tragedia s-a întâmplat în data de 18 iulie 2024 la aproximativ ora 19:40. Răvășită de durere, mama minorii, Tatiana Ursol, așteaptă ca oamenii legii să vină cu explicații privind decesul fiicei sale. Cum s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire într-un mediu care ar fi trebuit să fie sigur, unde zilnic se joacă zeci de copii? Din ce cauză s-a produs incidentul fatal care a răpit zilele unei minore de 10 ani și l-a dus în spital pe un băiețel de 6? Și cine ar trebui să răspundă? Pe 10 ani stau cu mâine sau în grup? E vreo ierochi ca la mireas? Eu cumpărat rochi sau îmbrat în sacriu sau pun? Nici nu să ne întoarcem eu un copil. Nici nu trebuie nici la asta. Nici trebuie copil, nu să ne-l dă înapoi. Și omul și-a lăs și pedepsit. Acum eu fost genul, deși cablurile și ele de izolate, nu erau izolate. Copila de 10 ani se numea Daria și era o elevă sârguincioasă, spune mama ei. În septembrie ar fi trebuit să treacă în clasa a 5-a. Așa cum fratele ei urmează să devină școlar, visul Dariei era de a-l însoți pe acesta în clasa 1. E unica și eu a fost mare dorință, e tot așteptat 1 septembrie să-l duc cu fratele ei de mânuț, să-l duc cu la grădiniță din 1 septembrie. Eu îți duc cu flori, să-l duc cu de mânuț la 1 septembrie. Foarte tare, că este asta, eu fost dorința ei. Și nu-mi pare rău că nu s-a îndeplinit dorința ei. E greu, dar... Nu știu, copilul și ala tot stă și așteaptă când a să vii sora lui acasă. Eu nu i-am spus că fetița nu mai este, că e moartă. Eu nu pot să-i spun, nu știu, eu nu pot să-l traumez. Eu nici poza la copilul, eu nu pot să o duc în casă să nu vadă copilul Island. Să n-o stresez pe dans. Tatiana Ursol spune că în acea seară de joi, Daria împreună cu fratele ei au rămas în grija bunicii. Femeia spune că era aproape ora 8 seara când a aflat că fiica ei zace inconștientă în parcul din preajma intersecției străzii Sarmisegetuza cu strada Cuza Vodă din sectorul Botanica. Eu eram la serviciu și în timpul ăsta la 19:48 mă sună mama și îmi spune, vin repede că noi suntem în parc la Muscafă. Da, și-au căzut jos și nu răsuflă. Eu întâi nu am înțeles de unde au căzut, cum au căzut. În orice caz, eu eram la porțile orașului, la magazinul local. Fratele Dariei ar fi rămas să se dea în leagăn, în timp ce sora lui se juca cu un alt băiețel. Era și mama mea cu dâns și cu amândoi. Și băiețelul meu tăma să juca la topogan și eu nu știu cum, unde s-a suit acolo, sunt niște crânciuri de astea. Și eu s-a suit. Mama era în grijă că nu cadă el jos și s-a dat pe dânsul. Și fata a fugit în vale și mama i-a spus, dar așa e atentă și e seama. Și eu a fugit în vale și a zis că asta s-a întâmplat maxim în 5 minute. Valeriu Toma este unul dintre martorii incidentului. La o zi de la tragedie, acesta a făcut o postare pe Facebook, unde a povestit despre circumstanțele în care s-ar fi întâmplat totul. Ei au căzut aici, în partea asta, în partea stângă a felinarului, au căzut doi copii. Băiețelul era de sub, fetița era puțin deasupra. Oamenii care au văzut chestia asta nu și-au putut da seama că ceva se întâmplă cu ei, pentru că ei absolut niciun sunet nu făceau. Adică ei tășeau, erau liniștiți, adică se creia impresia că ei pur și simplu stau pe burtă sub stropii ăștia de apă. În momentul când am văzut că fetița deja era schimbată la față, ne-am dat seama că se întâmplă ceva nu normal, am fugit repede încoace. Când m-am apropiat de fața locului... Potrivit martorului, copilul de 6 ani, care a suferit odată cu partenera lui de joacă, zăcea la sol însângerat și nu se afla în conștiință. De la băiețel din gură,
din urechi, din ochi curgea sânge și a început să vomita. În postarea sa, Valeriu povestește că nu a înțeles din prima din ce motiv copiii au căzut, însă după ce a pus mâna pe ei, și-a dat seama că aceștia au fost electrocutați. Eu nici până în momentul acela din șocul care l-am avut, nu am putut să înțeleg ce se întâmplă. Când am pus mâna pe fetiță, am vrut să o scol, să văd care e treaba, m-a electrocutat foarte tare, m-a aruncat în urmă. Am avut un șoc, pentru că ne-am dat seama că copiii ăștia stau în balta asta și de ceva minute ies electrocutați. Valeriu s-a grăbit să anunțe administrația parcului ca să oprească curentul și a sunat la urgență. Tot perimetrul lângă stâlpiște erau copii și apă care juca și era riscul să electrocuteze pități. În timp ce eu fugeam, a venit un domn. Practic câteva secunde. A venit un domn, a apucat-o de mână, a dat-o la o parte. Domnul nu a fost electrocutat, eu nu pot să înțeleg din ce cauză, fizică, nu știu, poate eu am luat în mine, nu știu, am... Adică nu pot să-mi explic chestia asta, deci pe dâns nu electrocutat. Am chemat imediat salvarea, imediat toți copiii de aici care erau cu părinții au fost avertizați de ei la o parte. Între timp și Tatiana a ajuns în parc, spune că a văzut ambulanța în care se afla fiica ei, însă medicii nu i-ar fi permis să urce înăuntru. I-a devenit și mai confuză când a observat de pe geam monitorul din ambulanță, în care se vedea doar o linie dreaptă. În timpul ăsta, cât eu de la local am făcut până la Muscăfă, aproape de Vale, a trecut în jur de 15 minute. Eu, timpul ăsta, vorbim cu mama mea la telefon. Aproape 15 minute, cu chelonii au stat fără suflare și pompierii făceau un masaj la inimă, să o readucă la viață. Cât vorbim cu mama, întrebam, mama era suflă, mama era suflă, mama zice, nu. Când am ajuns, probabil la ghetul și a venit salvarea, a mai fost un băiețel, pentru că era o salvare și eu credeam că e acolo. Eu mă apropii în salvarea și ei deschid ușa și când acolo ni spune Victor, zic, e mama, zic, ce ea, zic, devăcica tam. Și am văzut că era un copil așcut și nu știu cum dădea din cap, dar eu dacă e stresată și nu putem să înțeleg și nimeni. M-am dus la salvarea și elantă și când am văzut acolo era fata mea. Nu mi-a dat voie nici să o văd, nici nicăși. Și când stăteam era poliția, doamna medic umbla încolo în coașe și a mai venit o doamnă și zice, aveți electroade. Și nu știu cum dau să fac un pas în urmă, ies iar budă. Și un pompier îmi spune, o zic, stați aici, o zic, e principalul să nu călcați acolo. Zic, dar și vă vei în grijă ca să vă duc gulot pe asfalt, zic, ca să spele, nu e o problemă. Eu atunci nu știam, că chiar nu e curentat, nu știam nică. Deamă, nu știu cum, într-un moment, salvarea se închide ușile, eu tot îi întreb, zic, copilul meu era suflă, spuneți nică, cumva, ceva, nimeni nică. Și eu mă uit așa pe monitor, la dâns în salvare așa. Și văd așa pe fereastră linii, pur și simplu linii. Salvarea închide ușile și pleacă. N-am înțeles care și cum și cine și unde pleacă, nu mi-a zis nimic. Eu stau iarăși, nu pot să înțeleg nimic. Și un pompier mi-i spune, copilul tău a plecat la spital, la mami și la copilului. Zic, clar, dar ce s-a întâmplat? Și spuneți nici nimic, eu nu înțeleg nimic. Eu mă gândesc, copilul meu a plecat de undeva de sus, a părit. Polițistul îmi spune că a fost curentată, că nu știu ce un stâlp, eu nu puteam să înțeleg nic, eu așa un șoc aveam că nu puteam să înțeleg nic. El mi-i spune că a fost curentată, că era și un băiețel, era și nu știu ce. Aș dea un drept băietul meu, zic, mamă, tu ai văzut, mamă, ce s-a întâmplat așa? Dar el mi-i spune, da, uite, că am văzut că da, așa, nu știu cum, o să tremura și uite că am văzut că ochii hagios. Și mă, nu am văzut nic. Și de asta mi-a spus că copilul meu a fost curentat, că ei nu știu cum se jucau acolo, că nu știu ce, că vreau scoate un fantan de acolo, nu știu ce, sau deșească, nu știu cum cumva. Dar după câte s-au înțeles la un capăt că nici un fel de fontan acolo nu era de genă, că erau niște cabluri neizolate, ceva de genul ăsta. Și după asta s-a pornit că se povestește, se închide probabil gura la oameni că cablurile s-au topit din cauza la soare. Tatiana spune cu regret că așa și nu a mai reușit să-și strângă fiica cât încă era în viață. Femeia nu a înțeles bine în ce moment... Scurt, eu am înțeles. Înseamnă că s-a ajuns la momentul acela că acolo tipa erau niște cabluri de la stâlp și ala neizolate. Dar ești tipa care e sus, a spus că de la soare s-a topit cablurile și de data ele au fost neizolate, tipa.
Mai e ca așa o indiferență de la oamenii care lucrează, știți, fac ceva în chestii publică, mai ales cu electricitatea și legată, care e periculoasă pentru ceilalți cetățeni. Să nu izolez, slăși, așa, asta e. Bine că din cază la o așa o indiferență, mai copiii au murit. Și, blin, nu știu ce să spun, bă, trășneac. Când inima copilei s-a oprit. Eu astăzi am văzut, am fost la morgă, am văzut, e foarte frumos. Aș prăjit, mă gărăși, am de scoală de magazin, nu vreau să... De la purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului am aflat că starea fetiței de 10 ani era extrem de gravă în momentul în care a fost preluată de ambulanță. Medicii din cadrul unității primire urgențe au întreprins toate măsurile de resuscitare, însă, din păcate, copilul nu a răspuns la aceste eforturi și, deci, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Băiețelul de 6 ani a fost internat la Institutul Mamei și Copilului în stare gravă. El s-a aflat timp de 2 zile în reanimare. Acesta a fost transferat din secția de reanimare și terapie intensivă în secția de neurologie, unde va mai sta internat între 7 și 10 zile sub supraveghere medicală, după care se va lua decizia externării acestui la domicile. Este conștient, starea lui este mult mai bună, deci, dar oricum urmează o perioadă să mai stea sub supraveghere medicală, să fie efectuate anumite investigații pentru a fi sigur că pacientul este externat în stare satisfăcătoare. Cum s-a putut întâmpla ca cei doi copii să fie electrocutați într-un parc municipal? De ce nu a putut fi prevenită această tragedie? Din vina cui s-a întâmplat nenorocirea? Ei nu spun despre... Aici sunt niște sisteme de udare, da, gazonului. Și el ieri la ora asta lucrau foarte bine și era peste tot apă, absolut, băltoașe erau. Deci eu cred și presupun și... Asta încă în parc se întâmplă, să vă dați seama voi. Cu spun copchii și mereu, parcă, blin, e făcut ca oamenii să ducă acolo să odihnească. Acolo, în primul rând, trebuie făcut să-ți fie în siguranță. Din ce am văzut eu ca martor, cauza este din cauza apei și aici s-a produs un scurt circuit. Nu era niciun fir în afară. Este absolut o prostie. Tatiana Ursol crede că dacă instituțiile abilitate și executau corect atribuțiile, incidentul care i-a răpit zilele fiicei ei putea fi prevenit. Am înțeles că parcul este foarte problematic, nu primul caz. Dimineața a fost un caz că a căzut o creangă și a căzut ghirlande. Eu întâi mă gândeam la asta, că undeva unde au căzut ghirlandele și ele, că sunt călcat cu chelunii pe ghirlandele și ele. Și deja vreau să mă apuc și să aflu tare multe chestii care au fost acolo, cum totuși au fost acolo, poate este vreun video filmat. Eu vreau și totuși omul și-a la pedepsit. El merită pedeapsa. Nu am cuvinte, am și eu copii. Copilul meu la fel se juca aici în apa asta, la fel puteți și băși el electrocutat. S-a întâmplat din cauza la izolare prostească acestui felinar și că aici era multă apă. Deși copiii trebuie să moară în parcuri. Totodată, mama victimei susține că acesta nu este primul caz când se aud zvonuri că instalațiile din parc nu au fost izolate corespunzător. Un domn s-a adresat la prietenul botanic și ori s-a adresat la administratorul la parcului și i s-a spus că câinele meu era curentat aici și lui i-a spus că vă știu normal și că copilul meu m-a murit și că eu tot să-l întreb, voi normal? În data de 19 iulie, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Chișinău a specificat că motivul preliminar al producerii tragediei ar fi temperaturile ridicate și condițiile meteo. Însă, cum anume ar fi influențat acesta ca cei doi copii să fie electrocutați, nu este clar. Atunci, în seara zilei, la fața locului, au intervenit reprezentanții poliției, alte structuri specializate, care au verificat și de la preliminar s-a stabilit că ar putea fi temperaturile foarte ridicate, ceva s-a produs acolo în cutie, ce în firele cele s-au supraîncălzit la temperaturile ridicate care au fost practic o săptămână. Dar asta e doar ceea ce s-a vehiculat acolo la fața locului atunci seara. În data de 22 iulie, în cadrul ședinței săptămânale serviciilor municipale, primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că, după producerea acestui caz, urmează să fie verificate toate spațiile publice pentru a fi prevenite astfel de incidente. Edilul nu a vorbit despre motivele producerii tragediei.
Normalitățile trebuie că ceva să întâmple și după aceea să facă verificări. Deși, blin, înainte ca să întâmple, chiar și cu temperaturile astea mari. Să nu le verifici, ei trebuie să știe de asta, noi își achităm impozitele pentru ei, că statusul creză, că tot să facă atribuțiile sale normal. Deși lor le greu să verifici asta, pur și simplu, nu, ei așteaptă că mă trecem la smoară și după asta ei te-am spui că da, noi să verificăm ca să preîntâmpinăm, că pe viitor așa să nu se mai întâmplă. Nu este normal. Și cu crinci de la copaci. Noi cunoaștem că era un caz când o creangă a căzut pe un copil tot într-un parc. Ce tot asta nu se poate de preîntâmpinat? Eu înțeleg chestia că, de exemplu, tehnice, da? Când este, de exemplu, un dispozitiv, el cu timp poate strice. Și tu nu poți să te uiți chestia asta când asta se întâmplă. Uite, când tu ai așa o putere, când prin te-o ales oamenii, care e problema? În prezent, organele de drept desfășoară ancheta pentru a stabili cauzele și circumstanțele incidentului. Între timp și imediat am dispus ca toate străzile, parcurile, ogrezele să fie odată în plus inventariate și verificate. Primăria Chișinău a venit cu tot suportul pentru ambele familii și am fost alături imediat, cum am aflat, inclusiv cu ajutorul necesar material. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre cauzele producerii incidentului de la poliție și procuratură. Responsabilii Poliției Capitale nu ne-au putut spune decât că a fost inițiată o anchetă, iar de la Procuratura Generală ni s-a confirmat această informație, însă nu ni s-a spus ce instituții anume urmează să fie vizate și nici cine din responsabilii municipalității sunt cercetați în acest caz. Organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Botanica a pornit urmărirea penală pe faptul dării în folosința construcțiilor în domeniul energeticii a altor construcții în stare necalitativă sau necorespunzând condițiilor proiectului de către conducătorii organizațiilor de construcție, conducătorii de șantier și persoanele cu funcție de răspundere care exercită controlul calității în construcții, fapte care au cauzat decesul unei persoane. Așteptăm ca urmărirea penală să efectueze o anchetă transparentă. Despre măsurile întreprinse de către oamenii legii în acest caz, vă vom informa suplimentar. Mai pe scurt, asta este totul. Părerea mea este că a fost o neglijență și o indiferență de la persoana care efectuează așa lucrări la felinarele astea. Jal că la ăștia care s-au putere, lor trebuie întâi să, nu știu, cineva să moară și după asta ei să aibă cumva gândire că trebuie careva controle de făcut. Dacă ei știind că să fie o perioadă destul de călduroasă și să încălzească și el poate cumva acolo să topească, da, înăuntru, deși să nu le verifice, deși ei trebuie să aștepte că ceva se întâmple, că mereu. Și cu creangă și ei când a căzut pe un copil, tot trebuie mai întâi să cineva să moară și după asta ei să facă careva acolo curățenie prin parcuri. Ce mai trage că n-a să fie nică, ne-mi pare. Cum la noi lucrează procuratura unii acolo și când îți dă mulți bani, mai ales ca să e, ca bă, e companie destul de mare, a spui că așa să rămâie părerea mea, că căldură, s-a topit cablurile și a rămas, pur și simplu așa, fără careva izolare. Bun, băieți și fete, consider că asta a fost corect din partea mea, că eu îți văd astfel de chestii și cazul dat. Eu, dacă să fie careva, nu știu, noutăți de genul dat, mă gândesc pe viitor, tot să vă țin în curent. Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii. Că voi a fost Maxim. Pa-ca!